Imagini spectaculoase au fost surprinse de armata rusă în Oceanul Arctic. 3 submarine nucleare au spart gheața la propriu în timpul unor manevre militare desfășurate în condiții extreme de iarnă. Este pentru prima dată când o astfel de manevră este efectuată de către militarii ruși. Cele 3 nave de război au ieșit la suprafață prin banchiza groasă de aproape 2 metri, la o distanță de 100 de metri unele de altele. Mai mult, comandantul unui submarin a ieșit prin trapă în afara navei și a dat salutul de onor comandantului manevrelor militare. La exercițiile din nordul extrem au participat pe lângă submarine și avioane de luptă și sute de soldați echipați special pentru condiții extreme de frig.